În fiecare seară, de la ora 19, cum este seara de luni, am alături de mine și am avut alături de mine invitați cu teme interesante, bineînțeles legate de istoria acestor locuri, de istoria orașului Alba Iulia, de istoria județului. Iar pentru seara aceasta vă propun o temă destul de mare, care cred că ar ocupa mai multe emisiuni dacă am luat să dezbatem cu amănuntul. O să vorbim despre ceea ce se află sub orașul actual Alba Iulia, adică Anticul Apulum. Iar zic că ar trebui să trecem la subiect, să vă prezint și invitatul din această seară, de fapt invitata din această seară. Este vorba de colega mea, Anca Timofan, arheolog în cadrul Muzeului Național al Unirii. Bună seara, Anca, și bine ai venit! Bună seara, Liviu, bună seara tuturor! Pentru început, de fapt povesteam noi înainte de a începe emisiunea și spuneam că titlul emisiunii, și recunosc și către cei care se uită, titlul emisiunii Orașul de sub oraș nu mi aparține, îți aparține ție. Și remarcam frumusețea acestui titlu. Poți să ne spui încă o dată, să audă și cei care se uită la emisiune, de unde ți-a venit ideea să Orașului numești, de sub oraș. Da. Acum 14 ani când m-am angajat la Muzeul din Alba Iulia și m-am și mutat în Alba, începusem săpăturile arheologice și încă nu mă acomodasem cu orașul și am zis, eu lucrez de fapt în orașul de sub oraș. Acolo petreceam cel mai mult timp făcând săpături și am zis, ok, orașul ăsta este interesul meu. Apoi în timp lucrurile bineînțeles s-au schimbat și Alba Iulia a devenit pentru mine așa un oraș de suflet în care sunt bucuroasă că lucrez. Dar orașul de sub oraș a fost primul oraș spre care mi-am îndreptat interesul profesional. De acolo vine orașul de sub oraș. Orașul de sub oraș. Orașul Apulum. Da. Anticul Apulum, da. Trebuie să spunem celor care poate nu te cunosc că specializarea ta este tocmai în zona aceasta antică, în zona antică romană. Cred că peste 90% din săpăturile tale au fost dedicate acestei perioade și perioada romană și o mică parte, dar importantă pentru mine a fost Histria, unde avem și perioada greacă, arhaică, clasică, elenistică, unde am petrecut 6 ani, în fiecare an aproape am mers. Acolo ți-ai făcut debutul, putem zice. Debutul a fost la Apulum, Alba Iulia. Acum 21 de ani a fost prima mea practică arheologică. Apoi m-am îndreptat spre Dobrogea, spre Histria și teza mea de doctorat este pe Histria, pe tehnici de construcție în perioada greacă și romană. Adică am considerat că este important să știu cum au construit grecii și romanii ca să înțeleg mai bine ceea ce sap. Este o teză foarte personală din punctul ăsta de vedere. Dar perioada romană în rest. Apulum, Porolisum, Roșia Montană. Da, și dacă tot ai amintit de una dintre coloniile grecești, greșim atunci când susținem că Alba Iulia este după Tomis, după Constanța, cel mai vechi oraș din România cu locuire permanentă din 106 până astăzi? Este cel mai ne place nouă să folosim sintagma asta, dar Apulum are o locuire continuă de la cucerire din prima perioadă până la retragere. Știm despre legiunea 13-a Gemina că a fost cea care a stat tot timpul și are castrul aici. Da. Dar putem spune că este cel mai mare sit roman din Dacia și unul dintre cele mai mari aglomerări urbane din întreg imperiul. Dar o să vorbim despre... Da, ai profesional, deci ai nimerit bine aici la Alba Iulia, nu? Da, a fost așa un pic o chestie de destin, știu că sună oarecum popos, dar teza mea de licență a fost despre Apulum, o teză pe artă provincială despre statuile de tip Jupiter Tronans. Atunci nu știam, n-aveam nicio legătură cu Alba Iulia sau Apulum, dar am ales această lucrare. Apoi, primii ani de practică aici, neștiind că peste câțiva ani buni voi ajunge să lucrez chiar
chiar în Apulum. Da, hai să plecăm la drum așa încetul cu încetul. Să ne spui de fapt ce se găsește aici sub noi, ce a fost aici sub noi. Vorbesc atât de oraș, de castru, de fapt spune-ne tu. Apulum este un cuvânt, dar însumează mai multe situri. Practic, avem de-a face cu un complex de situri care cuprinde, în primul rând, castrul legiunii 13-a Gemina. Am putea să arătăm publicului un plan. Da, și să localizăm în același timp, aducând în actualitate cam castrul care se suprapune cu actuala cetate. Care este chiar în miezul cetății istorice. Aici cred că se vede cel mai bine. Da, se vede. Da. Se vede, de fapt, orașul și zonele pe care noi le-am trasat delimitând anumite zone de sit, și anume în centru castrul Legiunea 13-a Gemina, cum spuneam, în jurul castrului, aici se vede mult mai bine, cu roșu, pătratul cu roșu este castru, în jurul castrului așezarea civilă, Canabe, care a fost transformată ulterior în municipium Septimium Apulens, în timpul lui Septimius Severus. Avem acolo cu portocaliu, este o zonă extrem de importantă, sediul administrației provinciale, Palatul Guvernatorilor, Praetorium Consularis, cu verde, orașul de sub Partoș, colonia care a ajuns la cel mai înalt grad urbanistic, colonia Aurelia Apulensis. Înainte ea a fost așezarea a fost un pagus care ținea de, era în teritoriul Ulpiei Traiana Sarmisegetusa, apoi s-a tot dezvoltat, a fost o comunitate foarte activă, mai ales din punct de vedere economic, fiind aproape de Mureș, a ajuns municipium sub Marcus Aurelius și apoi colonia după Commodus. Și se vorbește și de Chrysopolis, orașul de aur. Deci atât Corbastru. Era de important. Corbastru avem necropola de sud, marea necropolă birituală de sud, de pe dealul furcilor Podei, în care exista atât incinerație cât și inhumație. Iar în nord, Cumov, este o altă mare necropolă romană. Noi spunem Profi OMV, stația de salvare. Are din ce se vede aici, cam cât la sută este săpat? Tot cam procent, așa. Din tot situl Apulum? Din tot ce s-a văzut aici. Din tot ce s-a văzut, este puțin. Este puțin. Deci, sigur, este puțin. S-a săpat foarte mult în necropolă, necropola de sud, pe dealul furcilor, în Partoș, unde s-a mai putut, pentru că deja sunt case construite acolo și anumite loturi care au fost libere și unde s-a construit după 2000. De ce? Pentru că după 2000 a și intrat la noi legislația pentru cercetările arheologice preventive. Pentru a ne... Trebuie să menționez că majoritatea săpăturilor pe care le-am făcut în situl Apulum sunt preventive. Acele săpături care apar atunci când e vorba de o construcție, când situl este afectat de construcții, blocuri, case unifamiliale și nu numai asta, dar și când e vorba de lucrări de infrastructură, cum sunt autostrăzi, căi ferate. Deci tot ceea ce afectează solul, din punct de vedere legislativ, necesită intervenție arheologică și descărcare de sarcină. Și aici, în Alba Iulia, cam unde sapi, găsești destule lucruri interesante. Cred că o să ne povestești tu imediat. Ce vreau să te mai întreb legat de aceste săpături arheologice la Alba Iulia? Ele sunt inițiate de Cerni? Este primul care... Da, el este pionierul nostru. Da. El a început săpături și încă săpături extinse la finalul secolului 19, a început el și începutul secolului 20. Îl vedem aici în zona de sud-est a castrului,
El a descoperit Praetorium Consularis. Deci el a făcut primele săpături în Praetorium, a descoperit mari clădiri publice, private, terme, băi romane cu hipocaustum și este o discuție, vorbeam noi înainte, dacă a săpat Cerni bine sau nu. Da. Pentru că instrumentar, cred că e același instrumentar de atunci și din zilele noastre. Lopata, nu? Da. Și o forță de muncă destul de numeroasă. A săpat extraordinar pentru acele vremuri și noi, arheologii, ne dăm seama, cei din Alba Iulia care am avut contact cu rezultatele muncii lui, cât de minuțios și-a notat totul. A inventariat piesele, a lăsat planuri foarte detaliate. Un plan foarte bun după care s-a făcut și acea machetă care este în muzeu. El era naturalist de... Da. Deci Cerni începe, și da? Și atunci, da. Și apoi, Cerni. Ce vreau să te mai întreb, în perioada comunistă, știm că foarte multe lucrări edilitare s-au ridicat în perioada, mai ales în partea asta de vest a castrului, pe locul nu cum ne arătai și înainte vechilor canabe. Putem vorbi și de cetatea Voban, care a distrus. Da, și mai devreme. Și multe monumente au luat drumul vestului, ca să zic așa. Da, da, despre perioada, cred că de secolul XVIII nu prea se știe, în rapoarte nu prea au existat, dar pe perioada comunistă au existat rapoarte de săpături arheologice? Sigur, erau cercetările sistematice. Cercetările arheologice sistematice care se făceau în perioada comunistă și, da, cum să nu, existau rapoarte. Dar cercetări preventive, nu. Nu. Când se construia un bloc, nu. Dar în ultima vreme, și ajungem în zilele noastre... Doar după 2000, adică mai exact după convenția de la Valeta, care a fost exact pentru protejarea patrimoniului arheologic în 1992. Și la noi a fost adoptată în 1997 și legea, ordonanța 43, pe 2000. Și de acolo încolo au început cercetările preventive. Da, o lege care într-adevăr a încercat să salveze, da. Da. Dar în același timp îngreunează, cred că, munca voastră. Adică nu știu cât de simpatizați sunteți, da sau nu, legat de cei care construiesc într-o astfel de zonă și nu pot mai cred că în Alba Iulia. Din experiența mea de 14 ani, de când am început până astăzi, în primii ani am avut de furcă cu proprietarii. A fost normal că era ceva nou și nu înțelegeau de ce trebuie să stăm la ei în curte, să facem o groapă imensă, așa vedeau ei. Cu șpaclu, cu hârlețul, cu așa, dar erau, bineînțeles că noi trebuie să scoatem maximum de informație și să ajungem până la acel strat steril. Uneori ajungeam, cum e în Partoș, să ajunge la 2 metri. Și atunci oamenii erau nemulțumiți. Le explicam, dar bineînțeles că pe ei îi durea faptul că trebuie să financeze. Proprietarii trebuie să financeze săpătura, să angajeze muncitorii, să plătească ridicarea topografică, să plătească arheologul care face chestia asta și atunci au fost probleme. Ulterior, lucrurile s-au mai liniștit, s-au mai așezat, cumva a devenit o normalitate, așa cum în vest era de ceva vreme. Și acum inclusiv pe site-ul primăriei sunt zonele protejate, zonele de sit, oamenii când își cumpără un teren, da, pot să și verifice în ce zonă cumpără terenul, se gândesc că este un lucru pe care îl pot face și cu ocazia asta vreau să și spun. Pot veni la muzeu să se intereseze, vreau să-mi iau o casă în zona respectivă. Cât credeți că va dura cercetarea? Ca să îmi fac un calcul cu banii. Deci, noi putem să le oferim informații de genul ăsta, cam știm, săpând așa peste tot, cam ce am putea găsi în zona respectivă. Și dacă spune ce putem găsi, hai să vedem ce ai găsit tu de când lucrezi în situl Apulum, da? În ultimii ani. În ultimii ani știu că ai lucrat în 3 zone distincte, nu? Păi, de fapt, spune tu. Am lucrat în Partoș, în orașul roman de lângă Mureș, am lucrat mai puțin în zona de necropolă, în necropola de sud, în castru, atunci când s-a făcut reabilitarea cetății, centrului istoric, în 2011, câteva luni,
Apoi am revenit în castru la zona porția 3 pentru a descoperi termele castrului în acea zonă. De fapt, ele începuseră să se vadă din 2011, dar în 2017 a fost această cercetare, o descoperire foarte importantă, dar cel mai mult în ultimii ani în orașul de jos, în zona subcetate. Și cam pe unde a săpat și cernii. Da, și în orașul de jos, cum cred că ar trebui să povestim de acel domus 1. Da, 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 a fost cea mai extinsă cercetare din Apulum. Avem și imagini, o să vedem și imagini imediat. Da. Săpătura este localizată, dacă e să o luăm așa istoric și să facem o analogie cu săpăturile lui Cerni. Asta este o imagine din un film, de fapt, din Dronă. Zona unde a fost Vinalcol. Vinalcol a fost demolat în 2008. În 2009 ne-am apucat, am lucrat aici 6 luni, am descoperit terme romane, termele acum sunt acoperite cu iarbă, urma să construiască un cartier, s-a și construit în timp pe anumită suprafață unde nu am găsit vestigii, dar ceea ce a fost spectaculos, această casă romană de tip domus, o vedeți, că se vede curtea centrală, se văd camerele de jur împrejur, aici se vede mai da, bine, curtea, foarte... intrarea, deci este o planimetrie tipică de unei case Pompei. Particulare. Da, da, erau case mari aparținând oamenilor înstăriți. Se vede aici, se văd și termele în colțul din dreapta jos, este o imagine georeferențiată, casa romană, un drum, o să le vedem în detaliu puțin mai încolo. Casa romană e extraordinară, avea, cred că, 2000 de metri pătrați. Vă dați seama ce înseamnă acum să ai o casă pe un singur nivel. Doar pământul. Da, 2000 de metri pătrați. Când ai început aici săpătura? În 2009 s-au stopat lucrările, a venit criza economică, nu așa, și am reluat totul în 2019, după 10 ani. Când am deschis tot, da? Și am finalizat. Toată suprafața a avut 4.000 de metri pătrați, iar în 2019 1.600 cu dezvelirea întregii case, atât cât era proiectul pentru bloc. Da, pentru cred că mai respectiv. Avem, nu? În continuare și alte imagini. Da, 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 avem și alte imagini cu casa romană. Acesta este drumul care trecea pe lângă casă. Vedeți, un drum roman foarte bine construit cu plăci mari de piatră. Acum poți să zici din nou ca la Pompei. Da, exact ca la Pompei. Da. Poate la Pompei puțin mai finisat. Se vede aici, iată, aici e Pompei, nu? Da, da. Un drum, doar că aici e vorba de insule. Sunt acele blocuri, locuințe colective. Avem și trecere de pietoni la Pompei. Nu m-ați dus aminte. Roela mai mare care, dacă, nu știu, poate norii nu putea să fie evident pe un astfel de drum. Da, iată o machetă a unei astfel de case de tip așa domus. Trebuie să fie arătat casa pe care ai săpat-o? Da, da, da. Wow. Cu un hol, un vestibul, o intrare, o zonă, zona aceea unde se vede apă, atrium, compluvium și impluvium, o zonă foarte importantă, care era și foarte frumos. Erau case luxoase, erau frumos pictate, apoi camere de dormit, bucătărie, zona unde se lua masa, triclinium, o zonă de, un fel de birou, tablinu, se numea. O casă particulară, nu? Da, evident o casă că era particulară, da. Iar acolo cu verde este curtea cu peristil. Peristilul fiind coloane foarte frumos amplasate în centrul curții. O minunăție de portic. Da, da. Sunt evident că nu, a existat și aici la Apulum. Și o să vedem și casa romană are descoperită în Apulum, are un portic. Aceasta este o planimetrie mai simplă. Bineînțeles că planimetriile astea au plecat de la un standard, dar au variat în funcție de provincie, în funcție de... Dar de obicei romanii erau tipicare, adică aveau cam același planuri. Da, camere în jurul unui spațiu mai mare, a unui atrium sau... Da, se vede aici
Aici am notat... Exact, am ce notat. Ne-ai spus mai înainte. Camerele, da, camerele de pe partea dreaptă cu 9-10 sunt cubicula, sunt camere de dormit. Apoi acolo cu 5 e foarte interesant, au adăugat o baie. Aveau baia lor proprie. Cu toate că termele publice erau lângă ei. Da, și aveau baia... Da, da. Când stau să mă gândesc că băile din fundul grădinii la români încearcă să fie desființată de guvernare undeva, cred că în perioada interbelică și romanii dețineau aceste condiții. Model 3D al... am făcut fotogrametrie, am... Călin Șuteu a fost? Călin, da. Călin Șuteu, am colaborat cu el și a făcut modelul 3D al... al cercetării, al casei, a tuturor monumentelor pe care le-am descoperit, ceea ce e extraordinar să poți să te plimbi prin săpătură, chiar dacă ea s-a terminat. În centru curții am găsit și noi un peristil, un altar, o să-l vedem puțin mai încolo. Da, o să povestim de inventarul arheologic care e... Da, da. Care l-ai descoperit acolo. Într-adevăr, un punct de interes extraordinar pentru, nu numai pentru specialiști, dar bănuiesc și pentru public. Pentru publicul larg. Eu am zis de mai multe ori că noi săpăm, ok, să înregistrăm arheologic, să publicăm științific, dar pentru comunitate facem ce facem. Adică meseria asta trebuie popularizată. Trebuie să se deschidă foarte mult către public și trebuie să rămână ceva după săpăturile noastre, să se păstreze ceva. Este, cred că, cel mai important lucru să ne deschidem așa. Da, să pui în valoare lucrurile să fie astea. Pus în valoare. De aceea nu s-a acordat descărcarea arheologică în acest caz. Da. Nu s-a acordat descărcarea pe casa romană. Momentan, în ce stadiu este acest sit? Vestigiile sunt acolo, chiar de mâine începem o curățare pentru că au crescut guruieni și nu arată foarte bine. Proprietarii sunt obligați să întrețină monumentul până când se va rezolva cu despăgubiri. Da, legislativă, proiectul partea de... legislativă. Da, exact, partea legislativă. Cred că în continuare avem și niște imagini cu inventarul, spunem, arheologic. Casa dintr-o perspectivă foarte frumoasă, dinspre vestibulum și atrium, se vede acolo altarul în curte și câteva baze de coloane de la peristil. Vreau să te întreb ceva încă. Da. Ai fost la Carnuntum, bănuiesc, nu? Nu. N-ai ajuns, da. Da, știi ce la Carnuntum. Da, știu. Dacă ar fi după tine... Dacă s-ar putea face ce e la Carnuntum. Luând ca bază, știu, plecând de la descoperirea asta, la această casă Domus Unu, cum este intitulată. Da. Bine, e complicat, nu faci asta în... Nu poți să ridici până la acoperiș, dar poți, sigur, să faci o completare, o restaurare până la un anumit nivel. Și păi nici ei n-au ridicat într-un an până la acoperiș și au început la 1900 undeva să reconstituie acel sau oraș. Sau poți să faci undeva lângă, cum au făcut și ei, și să ridice un oraș roman. Acesta este un cuptor, un prefurniu, de la acea instalație de hipocaust, încălzirea sub pardoseală romană. Pentru că încălzirea sub pardoseală nu este o invenție a lumii moderne, este invenția romanilor, erau foarte ingenioși. Cum funcționa? Și funcționa în următorul mod. Se construia un cuptor, de obicei, în afara clădirii, undeva la nivelul fundațiilor, aerul cald se propaga prin canale sub pardoseală. Pardoseala era sprijinită, adică partea de sus, suspensura, cum se numea, pe niște colonete de cărămizi, le găsim și o să le vedem și în imagini. Și vertical, aerul, tirajul era asigurat de niște tuburi, le spuneau tuburi, ceramice rectangulare, am găsit la casa pe care am săpat-o anul ăsta, care transmiteau și încălzeau pereții și degajau aerul cald în sus. Și avem în cetate un astfel de model? Da, avem la Principia. Și la Principia, am uitat două. De fapt, e foarte bine conservat acolo. Da. La Principia. Și la Via Principalis, în partea... Și la Via Principalis. Contuiți înspre partea de sud, de partea stângă. Și la terme erau foarte folosite asemenea instalații, pentru că trebuia să încălzească aerul și apa.
Dar vreau să zic, pentru curioși cei care se uită la misiune sau pentru turiștii care vin în Alba, ei chiar pot să vadă în aceste două locații. Da, exact. Și ar fi foarte frumos să li se și explice pe niște panouri exact cum funcționa sistemul, pentru că toți cei care le povestesc despre asta când vin pe șantiere rămân uimiți de ce aveau romanii. Cât de dezvoltați erau. Cât de dezvoltați erau. Nu mai spune arăt ce a urmat prin Evul Mediu și epoca modernă și contemporană. Da, aici... Aici este tot o imagine cu casa de tip Domus, drumul e marcat acolo, altarul. N-ai identificat cu era dedicat altarul? Nu, a fost pastrează. Distrus din vechime, așa l-am găsit. Da. Era distrus. Aici o altă perspectivă a casei, din 2019, când era aproape gata, cercetată. Casa mare și un alt nivel de locuire? Acea curte cu peristil de care vorbeam. Spune, da. Și analogiile pe care le puteam avea, că tot ziceam de Pompei și așa să... Și Carnuntul. Da, casa Betty, da, foarte, da. Foarte frumos. Era, încercau să-și creeze așa un mediu foarte plăcut în casele lor, ca toată lumea. Cine își permitea? Și cine își permitea? Iată, ce iată un nu? Hipocaustul, da. Cele colonete care susțineau, nu se mai păstrează pardoseala, partea de sus, dar colonetele sunt acolo. Nu am găsit cuptorul, probabil era undeva în altă zonă. Ce unde adâncime? Nu... Ce înălțime aveau colonetele? Da. Văd că ai măsurat acolo. Păi erau cam 7-8, puțin cam 80 de centimetri, cam așa. Da. Aveau 70-80 centimetri. Bun. Haideți să ne apropiem și de inventarul găsit de tine în... această zonă, în situl Domus 1, cum îl numești, un inventar extrem de bogat, care în curând bănuiesc că îl vom găzdui în expoziția de bază a muzeului sau în expoziția temporară. O piesă este deja în expoziția permanentă, a fost și exponatul lunii, o să vedem despre ce este vorba. În rest, material pe care îl întâlnim în cam peste tot în zona asta civilă, romană, diverse podoabe, fibule, monede, multă ceramică, fie de uz comun, fie de lux, cum este acea Terra Sigillata. Și monede ce? Pot fi identificate sau sunt destul de... Da, au fost. Țin minte, din 2009, monede de la Caracalla la Terme, ceea ce a fost un indiciu foarte bun că acele terme au supraviețuit, deci au funcționat în secolul 3. Rog să continui cu imaginea pe care le avem pregătite. Iată termele despre care vorbeam. Am găsit o parte a băilor, că restul se întind sub strada Miron Costin. Deci acolo unde scrie istoria este strada Miron Costin. Am găsit o structură mare, apsidată. Era sala cu apă fierbinte, caldariu. Trebuie să ne spui cum funcționa, ce aveau. Cum funcționau. Eu știu, era un fel de spa. Termele romane erau precum spa-ul în zilele noastre. Adică se trecea dintr-o sală în alta, era un hol, un vestiar, apoi se intra în frigidariu, într-o cameră cu aer rece, apoi tepidarium era o sală de trecere cu aer călduț, ca să nu fie așa o trecere foarte bruscă de la frig la foarte cald, și apoi se ajungea în caldarium, în această, exact, cum am găsit noi. Bănesc că nu fiecare comunitate își permitea... Mai aveau palestra unde făceau exerciții fizice, și la Apulum tocmai a găsit cerni terme, am găsit noi aici, s-au mai găsit în zona de lângă casă. Iată caldariumul cu instalația. Termele erau deschise pentru orice nivel terme al societății? Publice. Erau terme publice. Se plătea sau era intrarea gratuită? Asta nu știu. Știu că de la Roma, termele lui Caracalla, cred că... Nu cred că era intrarea gratuită, nu știu. Anumite zile, din câte țin minte, era intrarea, în rest se plătea. Se vorbea însă de o distinție, terme pentru femei, terme pentru bărbați, dar apoi lucrurile s-au amestecat așa cum se întâmplă în lumea noastră. Iată un prefurnium la terme, un cuptor unde se făcea focul să se încălzească aerul cald pentru a se încălzi apoi și apa.
El este ușor prăbușit aici? Acea suspensura de care vorbeam, partea de sus, pardoseala care stătea, de desubt sunt pile de hipocaust. Și se mai vede peretele unde se păstrează o parte din pictura murală. Iar peretele este dublu. Dincolo de acea zonă tencuită se află o țiglă foarte specială, inventată de romani, cu patru protuberanțe la colțuri, numită tegula mamata sau tegulă cu mameloane. Ea asigura aerisirea, ventilarea în pereți, mai ales acolo unde era riscul umezelii. Da. Oare cei care construiau acest tip de terme sau hipocaust trebuie să fi venit împreună cu armata, nu cred că... Da, era o practică încetățenită, aceste tehnici de construcție în întreaga lume romană, în provincii se... s-au răspândit tehnicile. Deci era oarecum standardizat modul de lucru. Haideți să continuăm cu imaginile, că avem foarte multe imagini, da? Și ele sunt grăitoare. Iată, pentru... că vorbeam de tencuială pictată, de tencuială roșie, noi zicem pompeiană, ca să ne dăm așa mari, ca la Pompei. Iată motive florale. Să fie arătat extraordinar pe interiorul acestei case. Da, erau cadrane, dar și figurată, cum este această pasăre mică. Un pițigoi moțat, poate, nu știm. Și mai ales, marea descoperire din anul 2019, acest cap de pisică sălbatică. Pisica, în reprezentările romane, tot timpul urmărește o pasăre. Da, iată pe un mozaic dintr-o vilă de la Roma, această... Ce face superbă, pisica? Imaginea superbă. Prostii, fac ele. Da, un simț al esteticului extraordinar. Da. Bine, aici e vorba de mozaic, acolo era pictură. Și apropo de interioarele romane pictate... Tot analogie, nu? Da, este de la Bosco Reale. Așa ar fi trebuit să fie arătat interiorul acestei case. De ce nu? De ce nu? Păi clar, din ce am văzut că la noi acele fragmente și cred că asta e povestea despre... Despre piesa care acum este în expoziția permanentă, o statuetă de bronz, statuetă votivă, reprezentând o pezeiță Venus, de tipul Midos. Da, și... asta e o piesă extrem de interesantă, de aștept să o văd și eu. Foarte importantă, dar așteptăm să vedem după ce se finalizează restaurarea. Este un umbo rectangular de scut de paradă. Aceasta este doar o mică parte laterală a lui. În mijloc este bustul zeiței Minerva. Aici se vede mâna dreaptă ținând lancia. Mai sunt registre cu divinități. Și în partea de jos apar doi lei față în față. Am putea spune că este leul legiunii a 13-a Gemina. Da. Deci, avem aici. Și pisa e găsită într-un context. Se vede aici pe... despre leu, da, nu? Da, este leul din stânga. Este leul din stânga. Puțin diferit de leul pe care îl folosim noi la trupă, pentru că e altă descoperire. Da. Aici, cred că... Am început cu drumurile, că vorbim de case, dar bineînțeles că fiind un oraș așa de bine sistematizat, sunt orașele romane, erau drumuri. Erau drumuri principale, nord-sud, est-vest, între ele drumuri secundare, totul era în interiorul orașului. Era lotizat. Aici este o cercetare din 2018, unde am descoperit drumul principal, Cardo, nord-sud. De fapt, este un nord-nord-est, sud-vest, îi merge paralel cu castrul, se vede castrul acolo în centru cu cercetările făcute de-a lungul timpului. Pentru Alba Iulia e simplu și de identificat. Da, este în apropierea porții întâi exact. A cetății. Iată, aici a fost descoperit. Tu l-ai, nu? Tu l-ai descoperit, da, putem să spunem. Da. A fost o cercetare preventivă, urma să se construiască o pensiune și destul de adânc, la 2 metri, am dat, atât s-a păstrat. El a fost foarte afectat de o mare groapă practicată de austrieci, dar s-au păstrat, bineînțeles, substructura lui, amenajarea din pietriș și câteva plăci deasupra. Lățimea am putut să o calculăm la 8 metri, ceea ce este extraordinar. Da, este un drum principal posibil să fie drumul imperial, cel care vine chiar din Partoș. Iată o urmă de
la roțile de care. Da, treceau lejer peste paralel aceste plăci. Și aici, nu? Da. Da, o urmă antică, așa, putem să spunem. Și aici tu chiar în acțiune. Da, măsuram lățimea drumului. Se vede adâncimea de cercetare că a fost la mare adâncime. Și iată sistemul, cât de bine construiau romanii drumurile. Adică, poate ne spui ceva despre cum se construiau, da, drumurile. Dacă rămânem puțin pe imaginea asta, ei făceau un șanț. Acum rețetele sunt date încă de... Rețeta e dată de Vitruvius, dar... Nu este chiar, romanii au preluat de la etrusci genul ăsta de a construi foarte bine, foarte bine drumurile, aveau chiar și o lege, Lex Sempronia Vialis, din perioada Republicii, care stipula toate tehnicile și felul în care trebuie să fie îngrijite drumurile și așa mai departe. Era totul foarte bine organizat la ei și drumurile erau foarte importante. În șanț așezau straturi, bolovani cu mortar, acel statumen și pietriș foarte bine tasat. Când săpăm, când facem aceste secțiuni ca să vedem cum sunt construite drumurile, ne este foarte greu să săpăm. Târnăcopul e greu și cu târnăcopul să dislocăm, deci a făcut treaba bine. Să dislocăm pietrișul care era foarte bine tasat. Și apoi veneau plăci, erau și multe reamenajări, faze ale drumurilor, drumurile se tot ridicau. În multe cazuri am găsit mai întâi niște plăci mai subțirele, după care s-a pus nisip și s-au pus plăci mari, mari de gresie. De care, cred că erau deja alt nivel. S-a revenit cu un nivel foarte solid de plăci, plăcile acelea mari pe care le-am văzut înainte. Nu, că povesteam chiar înainte când am spus de Hipocaust în cetatea de Via Principalis. Da. Și acolo cred că... Ai săpat? Da, împreună cu colegii mei am fost o echipă care a descoperit Via Principalis în 2011. Că atunci când am început cercetările, s-au deschis suprafețe foarte mari începând de la poarta 3-a și acea zonă din fața traseului celor trei fortificații, unde am descoperit Via Principalis. Da, poți să ne spui ce înseamnă Via Principalis? Ah, da, ok. Este acum vorbim drumul știi, care cumva era de înțeles, era poarta de sud a castrului, care e reconstituită parțial, de la poarta de sud, da, așa arăta în momentul descoperirii Via Principalis, pe care acum publicul o poate vedea conservată. O poate vedea, nu știu acolo. Cât de mult înțelege ce e acolo. Eu cred că se înțelege. Deci avem sau jos, mai prima dată șansul acela de jos. Recunoașteți bordurile, acel strat de pietriș care se punea pentru rezistență și sub un canal de scurgere care aduna apa. S-a încercat reconstituirea, nu? Puțin secvențială acestei... S-a reconstituit via Principalis. Cum este reconstituirea? Din punct de vedere al tău. Nefiind restaurator, nu pot să-mi dau cu părerea despre calitatea restaurării. Ca arheolog care a și săpat drumul la vremea respectivă, pot să spun că este ok, în sensul că s-au completat anumite zone, da? S-au pus plăci, arată ca un drum. Arată ca un drum roman, nu sunt foarte mari, nu s-a denaturat ceva. Deci vorbind strict de drum, nu de clădirile care sunt de o parte și de alta drumului. Și chiar și perspectiva acea grafică. Aia cred că ajută foarte mult în... Să înțeleagă oamenii că acel drum era drumul principal prin castru și lega aceste două porți. Poarta de sud și poarta de nord. Din păcate poarta de sud o avem. Ce aș mai adăuga eu, este menționat în plan unde vine drumul, poate tocmai această, nu știu, a explica acest mod în care romanii construiau drumurile și cum le făceau, puțin din tehnică, pentru ce era canalul, pietrișul, exact despre ce am vorbit. Dacă li s-ar explica pe un panou oamenilor și a să... fi mai bine. Da, să se refacă mai mult, să-i ajute să înțeleagă ce făceau oamenii atunci, nu numai rezultatul muncilor. Nu e complicat din punct de vedere grafic. Nu e complicat. Da, nu e complicat. Acum se fac tot felul de modelări și remodelări 3D. S-ar putea face tot. Hai să continuăm că uite ce repede trece timpul. Da.
drum est-vest de data aceasta, tot principal, erau aceste drumuri principale în orașul roman. Iată, Plăcile Mari, ăsta este găsit în, la nordul Castrului, la fel se, direcția lui era paralelă cu Castrul, la fel o amenajare foarte, foarte rezistentă, 2 metri de pietriș. Dacă ne gândim pe ce lungimi făceau drumurile și le făceau așa, dăm seama cât de serioasă era treaba asta cu drumurile la romani. Aici se vede că sunt oamenii acolo și ne dăm seama cât de adânc. Știu că prin părți din Europa se mai păstrează și drumuri romane, care sunt mai mult decât atât, sunt și unele chiar sunt folosite, da. Așa că da. N-are rost să ne mirăm. Exact, da. Iată, din nou acel plan, noi am trasat drumurile fiecare, unde am mai descoperit câte un pic de drum, le-am unit așa între ele și este acest drum care pleacă din, deci ăsta care trece prin Partoș, care nu e departe de drumul european, e acolo, lângă, că în anii 80-90 a fost descoperit chiar zona cimitirului, apoi colegul meu, George Băunegru, l-a găsit din nou și mergând în sus, trecând așa, dacă se mai poate apropia, pe lângă necropola cu albastru, da, necropolă, trece pe lângă pretorul consularis și merge în sus. Până la urmă este drumul care duce la Războieni, duce la Potaisa. Da, spre celelalte centre urbane importante. Centre. Apulum era un nod rutier extraordinar de important. Bun, deci am avut Domus 1. Am avut avem drumurile și acum să povestim despre Domus 2. O nouă casă romană, tot la 400 de metri de castru, ca și prima, dar un pic mai înspre nord. O altă cercetare preventivă, urmează să construiască un bloc. Și am descoperit aceste ziduri, aparținând tot unei locuințe, se vede aici. La fel de impunătoare. Da, doar că suprafața de cercetare a fost mai mică, ea se extindea mult în dreapta și în stânga. Încercăm să facem geofizică, prospecții geofizice, să vedem dacă putem să ne dăm seama cât mergeau aceste ziduri. Bănuiesc tot așa, că mergeau destul de mult din ce da, vedeau. Da, o curte, se vede o zonă deschisă mai mare, această curte, care poate să fie o curte centrală și de jur împrejur deja acolo se văd camere, o cameră cu hipocaust în dreapta, peste care trece drona, o altă cameră și acolo în centru, cu roșu, este un cuptor. Un cuptor de hipocaust. O cameră de serviciu, cum construiau ei, unde făceau foc și aerul era era distribuit în hipocaust. Și aici ai găsit un inventar arheologic destul de bogat, precum în prima da. Parte unde? Da. Ce ai descoperit monede, aici? Monede, ceramică, diverse podoabe, dar oarecum... Pisici ai mai găsit aici? Pisici nu. Pisici nu. Nu. Da. Nu mai găsit pisici. Am găsit multe opaițe, multe lămpi romane, diverse, și cu ștampila meșterului, cu aquila, două, da. Simbolul imperial. Iată, aici sunt imagini. Uitam la poza lui Cernici, nu, am dreptate, nu știu, cred că roaba, dar cred că și atunci era roaba. Din timpul lucrului, da. Sigur. La urmă este aceeași ca instrumentar, muncă. Cam aceeași muncă. Dar bine exact. Că lipsesc excavatoarele și buldozerele, nu? Da. Eu știu că arheologii nu prevesc. Ne ajută. Ne ajută pentru că sunt, cum vedeți acolo, stratul acela foarte gros de lut. N-avea niciun sens să-l săpăm manual. Este o aluviune. A fost o... Bine, dar să oprească. Da, da. Noi avem ochiul format. Știm unde trebuie oprit. Iată o imagine din dronă cu casa. În partea dreaptă a fost și o zonă de drum cu mult pietriș. Acolo între case urma o altă casă. Erau unele lângă altele. Trebuie să fie arătat extraordinar. Iată, ultima dronă. Aceasta este cercetarea la final, cu tot felul de gropi, grop menajere. Eu cred că, acum a cinstit, spuneai tu de orașul de sub oraș, că îți plăcea ție străși mai mult, dar cred că arăta mult mai bine orașul decât oraș. Arăta decât, extraordinar. Arăta da. Extraordinar anticul Apulum. Da. Și era mare. Hai să mai vedem partea asta finală și diverse, aș vrea să văd, cred că ai pus și ceva din descoperirile tale de aici, da. Din artefactele găsite acolo, da, hipocaust, da? Iarăși. Putem merge mai departe.
Iată acest zid foarte frumos construit în tehnica opus picatum, tehnică romană, iată-l. Se vede toată acolo, înălțimea foarte lui, bine să văd. Și cu bază. Mai îndeaproape cuptorul despre care vă ziceam și tuburile de aer cald. Unde spuneai despre care circula... am vorbit, dacă circula vertical aerul și în excursia de bază. În... Iată la Ostia cum sunt păstrate în peretele băilor forumului. De fapt, cei care vin la muzeu pot să vadă că sunt expuse la etajul întâi. Avem o expoziție cu materialul tegular, inclusiv. Acesta este in situ, deci e chiar la locul lui, așa cum era așezat în picioare, în cuptor, un film cu... Cu aceste tuburi. Da, circula aerul pe acolo, cum spune, și oferea o condiție și tira, de trai. Și căldură, și degaja fumul și aerul cald spre acoperiș în sus, în afară. Da, era cam maximul ce-ți puteai dori în Dacia într-o iarnă friguroasă. Da, mai ales în provinciile friguroase se construiau instalații. Clar, de venind într-o zonă a Italiei în care în zonele meridionale era... Ajungând aici, trebuiau neapărat să se investească în așa ceva. Exact. Da. Foarte, foarte interesant. Acum, ce e important pentru noi? Cum ziceam, să rămână ceva la fiecare, se vede zona arsă, cât de puternic a fost focul în cuptor. Tu ce speri să rămână aici? Vorbesc de Domus II. Domus II, deja avem stabilit, a fost așa o înțelegere între mine ca arheolog și proprietar să se păstreze o parte cea mai interesantă, așa pentru public, de a cunoaște această instalație de hipocaust. Partea de hipocaust, camera în care era amenajat hipocaust, unde se mai păstrează pilele, un hol foarte interesant care duce spre o bucătărie și un cuptor. Ei bine, în acel spațiu care va fi păstrat la subsolul blocului, se vor oferi explicațiile pe panouri. Deci va putea fi vizitat? Va putea fi vizitat de public. Mai mult de atât, încercăm să facem un punct muzeal în acel loc. Adică va fi și o sală, o cameră în bloc, și poți să care va fi o cameră muzeu. Și poți să cu tot materialul din ce ai descoperit, cum avem aici, nu? Să obținem toate cele necesare pentru a putea expune în condițiile, bineînțeles, de securitate și climaterice foarte potrivite. Materialul descoperit în această casă să rămână în micul muzeu de aici. Da, chiar ar fi extraordinar. Aici o monedă de... Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ca Cezar, 140. Iată, Faustina, Augusta, soția lui Marcus Aurelius, Traian, Nu mai știu. Antoninus Pius. Da, destul de multe. O brățară foarte frumoasă cu capetele răsucite. Trebuie să spui că astea sunt la muzeu, nu? Urmează să fie restaurată de... Brățara este deja restaurată, urmează să fie restul material, un cap de meduza. Da, piese care întregesc colecția muzeului din punct de vedere al roman. Sigur, Terra Sigillata. O colecție care este destul de bogată, nu? Putem să spunem. Dar uite că vine cu o completare... An de an. Se completează colecția muzeului. Arheologii aduc completări. Da, ne apropiem încet, încet de finalul emisiunii. A trecut foarte repede, vezi? Mai spune încă o dată, ne-ai spus cred că de două ori până acum, dar mai vreau să mă auzim încă o dată, care sunt speranțele tale legate de finalizarea acestor săpături, pentru că lucrul ăsta nu depinde 100% de tine, depinde de alți factori. La Domus I, foarte clar, parc arheologic urban, ar fi singurul parc urban din țară, deci acel să se rezolve partea administrativă cu terenul, despăgubire, ce se poate și să se facă parc urban. Mai ales că vestigiile restau de la finalul anului 2019 acolo sunt în pericol. Adică trec iernile, sunt afectate de... Da. Eu sper să... La Domus II deja avem un plan. N-ai spus la Domus II. Eu sper că cei care s-au uitat la emisiune să înțeleagă că este necesar.
Anca, trebuie să încheiem emisiunea. Ți-am spus că subiectele astea ar continua pentru 2-3 emisiuni. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și ai venit alături de mine în emisiune. Și eu mulțumesc. Da, și vă aștept și săptămâna viitoare, luni seara de la ora 19, o altă emisiune Istoria cu altă temă de istorie. O seară bună!